Și în timp ce liberalii dau semne că ar dori să îl debarce pe Vlad Voiculescu, ministrul sănătății face ce știe mai bine, postează pe Facebook. Voiculescu a găsit acum și un motiv de bucurie. Ministrul se laudă că telespectatorii unui post au votat că au încredere în el într-un sondaj online. Cadavrele contaminate ca urmare a infecției COVID-19 confirmate prin teste specifice de laborator care au fost autopsiate se îmbălsămează cu caracter obligatoriu la sfârșitul autopsiei pentru a preveni transmiterea infecției. Aceste cadavre se igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare și nici nu se îmbracă înainte de a fi introduse în sac. Deci, practic, a fost informat greșit. Bun. O să vei fi lucrul ăsta, nu există așa ceva. Bun, altă întrebare. După ce a fost prins din nou nepregătit, Vlad Voiculescu se laudă pe rețelele de socializare cu un sondaj realizat de o televiziune de știri. Pe fondul celei mai recente gafe a lui Voiculescu, pagina de Facebook a postului TV a creat un sondaj prin care îi întreba pe internauți dacă mai au sau nu încredere în ministrul USR Plus. 70% dintre cei care au răspuns la sondaj spun în continuare că sunt alături de ministrul sănătății, motiv numai bun pentru Voiculescu să se laude cu acest lucru. Voiculescu declara joi că ordinul de ministru nu prevede faptul că morții de COVID trebuie îngropați în saci și fără haine. Totuși, ministrul părea să nu aibă habar că, de fapt, în realitate, ordinul din 6 aprilie 2020 prevede fix acest lucru. Tot el spunea că nu este cel care a semnat ordinul și îi acuza de lipsă de bun simț pe cei care, spunea el, nu ar fi respectat legea. Nu am scris eu ordinul și în ordinul pe care îl voi modifica nu este scris nicăieri că oamenii ar trebui să fie... Dar dumneavoastră când ați aflat? Când ați aflat? Așa că nu înțeleg întrebarea. Vă cereți scuze sau nu vă cereți scuze? Asta este o întrebare capcană față de neadevăr. Îmi pare foarte rău dacă lucrul ăsta s-a întâmplat. Nu are nicio legătură cu reglementările din semnate de domnul Tătaru în aprilie 2020. Repet, nu are nicio legătură dacă acest lucru s-a întâmplat, nu are nicio legătură cu o reglementare a Ministerului Sănătății. Cine răspunde, domnule ministru, pentru acest lucru? Răspunde cine a greșit întotdeauna. Cine a greșit? Cei care nu au respectat legea, cei care nu au făcut ceea ce trebuiau să facă și lucruri pentru care au fost plătiți. Nu cred că cei de la pompele funebre de care vorbiți, poate există 5, poate 10, poate 20 de mii, nu știu, dar aceia, dacă au făcut lucrul ăsta, nu au respectat reglementări în vigoare. Ulterior, ministrul a scris pe pagina de Facebook că a preluat o informație greșită și și-a prezentat scuzele, apoi a anunțat că va schimba ordinul cu pricina.